Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să vorbim despre unificarea conștiinței. Am să trec un pic mai repede prin acest material datorită spațiului meu care, care îmi face probleme. Dragii mei, trăim vremuri de tranziție dintr-o dimensiune inferioară de vibrație într-una superioară. Planeta Pământul se schimbă și odată cu ea ne schimbăm și noi toți. Nimic, nimic nu va mai fi cum a fost până acum. Treziți-vă! Este mesajul pe care îl primim de la frații și surorile galactici, uh, numiți uh, în mod plastic extraterestri, de care cei care vor să ascundă adevărul de noi toți și să pună stăpânire pe această planetă, transformând oamenii în sclavi, iar planeta stoarsă de toate resursele ei naturale. Ei, uitându-ne la adevărata identitate și scop pentru care noi existăm aici, noi am fi putut ușor manipulați și controlați în toate aspectele vieții noastre pe această planetă, de foarte, foarte multe milenii. Separarea a fost programarea mentală, care a fost posibilă implementarea acestei iluzii. Această iluzie ne-a creat acel sentiment că tot ceea ce trăim reprezintă realitatea cu toate aspectele fundamentale. Totul, totul este fals. Datorită dispenselor divine create de Creator, s-a putut interveni pentru a restabili un echilibru de acești frați ai noștri galactici. O amenințare nu numai pentru planeta însăși, dar și pentru planurile subtile mai înalte. Motivul Motivul pentru care s-a decis intervenția a fost încălcarea unei legi divine pe care creatorul a editat-o editat și anume liberul arbitru de care vă spun mereu și mereu. Nerespectarea liberului arbitru al oamenilor de către anumiți frați galactici orientați negativ, a căror frecvență de vibrație aparține planurilor joase ale creației, a fost dus la înfrânarea cu milenii întregea evoluției. Tot ceea ce oferea omului educație în spiritul evoluției a fost suprimat, ascuns, dosit sau distrus. Manipularea a putut fi posibilă datorită modificării structurii ADN-ului, modificându-se în favoarea uh, controlului, uh, uh, conștiința umană. Manipularea conștiinței s-a făcut subtil în, uh, în decursul multor milenii. Deși, Adevărul poate fi simțit cu inima. Nu foarte mulți oameni se înghesuie să pună capăt acestei realități iluzorii, datorită noilor energii înălțătoare, care abunda acum planeta, s-a putut realiza trezirea unui anumit număr de oameni care pun piesele de puzlă cap la cap. Și văd văd imaginea în ansamblu. Da, am fost controlați. Însă este momentul să închidem acest joc. Este momentul să spunem nu acestei mașini de oprimare și control al vieților noastre. Unificarea conștiinței se poate. Nu mai se poate face numai și numai dacă scăpăm de totalitatea instrumentelor și tehnicilor de manipulare. Pentru toate astea nu este nevoie să lăsăm măștile, uh, 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 este, uh, nu e nevoie să lăsăm măștile egoului nostru la o parte și să cucerim această luptă cu instrumentele inimii. Iubirea, dragii mei, iubirea, iubirea este energie care dezarmează orice pornire împotriva unității și luminează întunericul din conștiința comună a oamenilor. Dacă cei din cadrul armatelor lumii și-ar da seama că războiul este o unaltă de control și de îmbogățire pentru cei puțini, ca vărsare de sânge este o operație Este o prostie, astfel. Ar sta situația pe, pe minunata noastră planetă. Dacă fiecare din noi am reușit să privim dincolo de acest val negru iluzorii, viața noastră ar fi o binecuvântare și abundență pentru toți. Odată ce hrănim acest sistem corupt, care ne ruinează toate aspectele vieții, ne uh, putem numi complici cu cei care ne conduc. Suntem mulțumiți oare cu acest rezultat? Nu mai spun de taxele și impozitele noastre nejustificative, prin uh, care banii noștri sunt furați cu acordul nostru, nu mai vreau să mai continui pe, 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 pe această problemă că nu vreau să, să suspende canalul. Dragilor, salvarea nu este în altă parte, este decât la noi înșine. Noi avem puterea să punem stop și să aducem viața înapoi la calitatea, la calitatea și abundența noastră. Noi putem crea din temelii lumea, în acord cu iubirea, în, în acord cu armonia legilor divine. Faptul că acceptăm să ne salveze alții nu face decât să prelungească agonia. Este moarte sigură. Haide să fim raționali, să punem totul în balanță, haide să fim spiritual și să observăm că fără o revoluție interioară a noastră nu se poate avansa pe calea evoluției. Noi decidem. Când toate aceste neajunsuri se vor opri, trebuie să înțelegem că nu putem să schimbăm nimic dacă nu acționăm atunci, atunci când trebuie și unde trebuie. A ne vedea, mișine putincioși, Schimbă raportul de putere mereu în favoarea manipulatorilor, a păpușarilor. Noi, noi suntem ființă de lumină care avem puterea de a recrea tot ce este în dizarmonie cu dorințele și cu aspirațiile noastre interioare. Nu este nevoie, dragii mei, nu este nevoie decât de iubire. Nu este nevoie decât să ne reamintim că asta, asta este adevărata esența noastră. Nu vă cer să fiți conștienți că sunteți singurii care puteți schimba cursul vieții voastre. Renunțați, dragii mei, la iluzie și Unificați conștiința în lumină și iubire. Ei, vedeți, de-aia îmi închei eu videoclipurile mele. Vă transmit din suflet lumină și iubire. Ok, m-am încadrat în timp. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul. Pe mine mă găsiți pe. Pagina mea de Facebook, Gabriela Ilinca, pe canalul meu de YouTube, Ilinca Gabriela, pe blogurile mele, Viața, apoi pe Reiki Usui, Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri, și pe blogul meu de suflet, Mesaje dincolo de viață, de unde a apărut cartea mea, Conversație între doi îngeri. Ok, îmi iau la revedere de la voi, nu uitați cu fraza mea magică. Vă transmit, dragii mei, din suflet. Chiar din suflet, lumină și iubire. Vă iubesc!